Vă găsesc, stimați telespectatori, suntem la o nouă ediție a emisiunii Raport de Eveniment, iar invitatul ediției de astăzi este președintele judecătorii Rădăuți, judecătorul George Ciobucă. Domnule președinte, vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns invitații pe care v-a făcut-o televiziunea Cromtel, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am revenit cu plăcere în studioul dumneavoastră. Domnule președinte, nu ne-am văzut de o bucată bună de vreme și pentru că totuși suntem la începutul anului, la începutul anului 2018, înainte de a face o scurtă prezentare a activității pe care a avut-o judecătoria Rădăuți, v-aș ruga să ne prezentați dumneavoastră în câteva cuvinte despre, să ne spuneți câteva cuvinte despre instanța Rădăuți, despre judecătoria Rădăuți. Judecătoria Rădăuți este a treia judecătorie ca dimensionare din cadrul Curții de Apel Suceava, după judecătoria Botoșan și judecătoria Suceava. Având o competență teritorială semnificativă, începând cu localitățile din zona de munte Ulma-Brodina până în zona orașului Siret, își desfășoară activitatea, după cum bine știți, într-un sediul poziționat la etajul 1 în centrul municipiului Rădăuți, un sediu care nu este funcțional, nu este adaptat nevoilor instanței, dar dacă ați observat, lângă primăria municipiului Rădăuți au început lucrările la noul sediu al acestei instanțe. Sperăm, ajunge, într-un termen rezonabil, să avem un sediu modern și un simbol pentru lumea justiției din Rădăuți. Deci, din cele spuse de dumneavoastră, am înțeles că judecătoria Rădăuți este una dintre cele mai mari sau cele mai importante judecătorii de aici, din nord-estul țării, nu? Da, judecătoria Rădăuți înregistrează în ultimii ani o creștere semnificativă a dosarelor. În cursul anului 2017 am depășit ca volum de activitate numărul de 10.000, având de soluționat un număr de 10.848 de dosare. La nivelul instanței s-au înregistrat un număr de peste 8.000 de dosare, 8.400 de dosare, o creștere semnificativă, un trend care s-a menținut în ultimii ani la nivelul nostru. Presupun că această comparație pe care ați făcut-o, ați făcut-o cu anul anterior, cu 2016, deci o creștere de la 2016 la 2017. Dar în ultimii 4 ani creșterea a fost în procente de 33,67%, este o creștere semnificativă a numărului de dosare noi intrate. Dar în cursul anului 2017, ca volum total de activitate, stocul de dosare existent la începutul anului 2017 și numărul de dosare noi intrate în cursul anului 2017 au depășit 10.000 de dosare, 10.848. La o schemă de 10 judecători care sunt la nivelul judecătoriei Rădăuți, completele au avut o medie de 1.100 de dosare pentru anul 2017 de soluționat, un număr foarte mare din punctul meu de vedere. Există niște norme care presupun un anumit număr de dosare per judecător sau a fost depășit sau nu a fost depășit? La nivelul CSM-ului, în fiecare an avem datele statistice prezentate și există o medie națională pe care noi am depășit-o, evident, dar ca și normare nu avem un număr de dosare stabilit pe care nu îl putem depăși. Justițiabilii se adresează instanțelor de judecată, noi suntem obligați să analizăm cererile cu care suntem investiți. Într-adevăr, există un program pilot la nivelul României, demarat de CSM, privind această încărcătură foarte mare a judecătorilor, urmând a se optimiza activitatea în cadrul instanțelor de judecată. Momentan nu există pârghii procedurale care să limiteze sau să diminueze acest număr de dosare. Nu suntem noi cei care formulăm acțiunile. Noi nu suntem altceva decât gestionarii, primim, înregistrăm și soluționăm. Numărul mare de dosare reflectă de altfel
conflictul din societate. Conflicte care sunt aduse în fața unui judecător și acesta este investit cu soluționarea cauzei. Doamna președinte, vă întreb altfel acum. Dumneavoastră ați gustat din calitatea de magistrat și ca procuror și în ultimii ani ca judecător. Cum a fost, eu știu, dificil sau greu ieșind la parchet și la judecătorii? Credeți că e mai greu pentru omul, pentru George Ciobucă, munca la judecătorie decât cea de la parchet? Sau a fost mai dificil, mai... Activitatea profesională a început în cadrul Ministerului de Interne. Așa este. Fiind ofițer specialist, mi-a fost ușor să ajung procuror și să desfășor o activitate de anchetă. Într-adevăr, munca de judecător este mai complexă, dar judecătoria Rădăuță are acest beneficiu, fiind organizate la nivelul instanței complete specializate de civil și complete specializate de penal, respectiv 7 judecători care judecă cauzele civile și 3 judecători care judecă cauzele penale. Un mare câștig pentru această instanță, pentru zona noastră care este caracterizată și de o infracționalitate aparte datorită frontierei de stat cu Ucraina. Ca punct de vedere personal, munca de judecător nu aș putea să o compar cu activitățile anterioare și nu aș putea să le cuantific sau să le caracterizez că sunt mai ușor de practicat, mai dificile sau fiecare muncă este caracterizată pentru o anumită complexitate. Cred că respectul care îl purtăm muncii pe care o desfășurăm este important sau ne definește. Da, frumos, frumos și elegant ați răspuns. Despre schema de personal de aici la judecătoria Rădăuț ați povestit adineaur. Este în... Avem o schemă de personal așa completă. Schema la judecători în momentul de față, în schemă sunt 12 judecători, dar activează efectiv 10. La personalul auxiliar avem un număr de 24 de grefieri, toate posturile fiind ocupate. Cu sprijinul Curții de Apel Suceava, instanța noastră a beneficiat permanent de ocuparea locurilor la personalul auxiliar. Ne-am bucurat de altfel de un sprijin constant din partea Curții de Apel Suceava, care a remarcat volumul mare de activitate al instanței. Și atunci am fost tot timpul atenți la schema de personal pentru a nu a crea aceste locuri libere care în cursul anului 2018, datorită modificărilor legislative, sunt și greu de ocupat. Înseamnă că nu ați avut probleme până la urmă. Nu. Dacă ar fi să pomeniți ceva despre colaborarea pe care o aveți cu parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți, ce ne-ați putea spune? Cooperăm cu toate instituțiile statului în limitele prevăzute de Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală. Avem o relație deschisă și apreciez corectă cu parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți, dar nu numai cu această unitate de parchet, pentru că și parchetul de pe lângă judecătoria Suceava sau celelalte unități de parchet din raza Curții de Apel Suceava au cauze pe rolul instanței noastre. Nu am avut niciodată sincope în activitatea noastră sau dificultăți în cooperare. De altfel, și cu celelalte instituții, v-am zis, să colaborăm în limitele legale și nu au existat până în prezent probleme sau nu au fost semnalate de către celelalte instituții sau conducătorii acestora. Am ajuns la un punct sensibil, aș spune eu. Dacă ar fi ca să ne spuneți părerea dumneavoastră despre aceste frământări, mi-am notat eu, vis-a-vis de modificările la legile justiției, ce ne-ați putea spune? Nu aș dori să comentez subiectul prin prisma modificărilor așa cum au fost adoptate de Parlamentul României. De altfel, magistrații au o obligație de rezervă și nu dorim să polemizăm cu celelalte puteri ale statului.
puterea judecătorească este o putere independentă, dar se supune legi. Aceste legi sunt rezultatul unor dezbateri sau unor acte normative adoptate de către Guvernul României sau Parlament. Personal, îmi doresc ca orice act normativ care reglementează activitatea justiției să cuprindă realitatea acestui sistem judiciar și să rezolve problemele cu care ne confruntăm noi. Aceste probleme nu sunt ale judecătorilor sau ale procurorilor sau ale magistraților, într-un cuvânt. Sunt ale justițiabilor, ale oamenilor care au accesul neîngrădit la justiție și doresc din partea noastră echilibru și aplicarea întocmai a legii. Și totuși au ieșit și judecătorii în stradă. Da, este dreptul fiecărei persoane de a-și manifesta opțiunea, de a se manifesta chiar și public. Personal, îmi doresc ca actele normative să vină în sprijinul nostru și în sprijinul societății. Societatea civilă are alte mijloace de a se manifesta, mijloace care nu sunt la îndemâna magistraților. V-am zis, există o obligație de rezervă și ne dorim în continuare ca acest sistem judiciar să vină în sprijinul oamenilor. Cred că ăsta este scopul final al oricărei legi. De altfel, consider că oamenii care vin în fața unui judecător vin cu speranță, vin cu dorința de a clarifica o situație, de a stinge un conflict. Motiv pentru care aceste legi trebuie să urmărească, până la urmă, un scop comun. Binele tuturor, inclusiv al nostru. Da. V-aș întreba, așa, puțin mai departe de ceea ce mi-am propus să vă întreb aici. Bun, judecătorul este om, la fel ca și noi toți ceilalți. Poate nu a avut o noapte bună, nu a putut dormi, poate este frământat de unele probleme care sunt numai și numai ale lui sau ale ei. Dimineața când ați îmbrăcat roba acolo și v-ați așezat pe fotoliu, vă puteți detașa de acele stări care nu au de-a face cu ceea ce urmează a se întâmpla. Latura umană nu poate fi detașată de latura profesională. Niciodată nu vom avea o muncă în justiție robotizată. Personal, apreciez că un judecător, un procuror, trebuie să se caracterizeze în primul rând prin echilibru, indiferent de situația sa personală, indiferent de sentimentele sau dispozițiile care sunt, să zicem, de scurtă durată. În sala de judecată trebuie să manifestăm echilibru. De multe ori ne întâlnim cu caracterizări de genul judecătorul respectiv este rău sau este mai dur sau are un alt fel de comportament față de un alt magistrat. Este firesc, sala de judecată este un loc în care se desfășoară activitate solemnă. Nu trebuie să confundăm severitatea sau sobrietatea actului de justiție cu răutatea. Este firesc ca aceste activități care se desfășoară în fața unui judecător se desfășoare conform normelor de procedură și cu un respect față de toți participanții la actul de justiție. Personal, nu am dispoziții sau indispoziții care să-mi afecteze profesia și mi-am format un echilibru. În ziua în care intru în sala de judecată, încerc să mă detașez, să zicem, de activitățile cotidiene și să mă concentrez la activitatea din sala de judecată. Să știți că este greu, este foarte greu să explici justițiabililor că ai o ședință de judecată cu 50-60 de dosare și nu ai timpul necesar să porți o discuție în detaliu a dosarului cu fiecare parte. Nu putem să stăm la un dosar 30, 40, 50 de minute, 2 ore, 3 ore,
deși partea de foarte multe ori ar avea de povestit întreaga sa viață până ajunge la conflictul care îl supune analizei judecătorului. Suntem limitați și noi, și fizic, da? Dar nu putem să întindem o ședință de judecată 8, 9, 10, 11 ore. Este inuman. Atunci actul de justiție se transformă într-o poveste. E greu să-i ceri unui judecător să intre în sală cu 60 de dosare și să asculte fiecare parte sau să citească hârtia în sala de judecată pe care o prezintă avocatul, procurorul sau părțile dintr-un dosar. De altfel, sunt situații și la nivelul judecătorii Rădăuți unde ședințele, în special în cauzele penale, durează foarte mult. Oamenii manifestă o stare de nervozitate, se prezintă la sala de judecată la ora 8:30, așa cum este menționat pe citați, constată că dosarul lor este luat de judecător în jurul orei 14 sau în jurul orei 15. Vă dați seama că nu este confortabil. Depășim cu mult media europeană a cauzelor pe care le judecă un magistrat. Un număr firesc sau un număr de dosare care s-ar încadra între 10-15 dosare pe ședința de judecată ne-ar permite să fim și noi mult mai atenți, mult mai aplecați spre dialogul din sala de judecată cu părțile. Momentan, ăsta este numărul de dosare care îl înregistrăm la nivelul instanței și e un număr foarte mare. Este prima oară când depășim această cifră de 10.000 de dosare de soluționat într-un singur an. Ceea ce e foarte mult. Da, gândiți-vă că aceste dosare trebuie studiate 2, 3, 4, 5 zile înainte. Părțile depun la fiecare termen în scrisuri. E un volum foarte mare de lectură. Trebuie să te raportezi la fiecare cauză și la un număr foarte mare de acte normative, care sunt și acestea în permanentă schimbare. Să nu credeți că activitatea judecătorului se limitează la cea din sala de judecată în fața părților. În spate există un volum foarte mare de muncă, care se desfășoară împreună cu grefierul de ședință. Într-adevăr. Într-adevăr. Și aveți foarte mare dreptate, ați punctat foarte bine, pentru că sunt mulți, vă rog să mă credeți, știu eu, am constatat că sunt, nu mulți, foarte mulți, cei care cred că a venit judecătorul, a luat dosarul, s-a uitat două minute și a decis. Despre studiul acelui dosar, puțin sunt cei care știu. De exemplu, la nivelul anului 2017 am înregistrat ca dosare noi intrate un număr de 8.552 de dosare, atât civile cât și penale. Este un număr foarte mare. Pentru numărul de judecători, este un număr foarte mare. Eu apreciez că o ședință de judecată care se desfășoare în condiții normale nu ar trebui să depășească un număr de 15-20 de dosare. Dar, încă o dată, repet, aceste dosare nu sunt gestionate de noi. Noi doar le primim, le înregistrăm. Dacă oamenii supun atenției judecătorului conflicte, înseamnă că lumea are de ce să se plângă în societate. La celelalte instanțe, mă refer la, să luăm exemplu de Suceava, la judecătoria Suceava, la tribunal, la curtea de apel, tot așa de aglomerativ. Din păcate, în cursul anului 2017, acest trend crescător s-a manifestat la toate instanțele, atât la Tribunalul Suceava, cât și la Curtea de Apel Suceava. Este o situație care nu poate fi gestionată. Încă o dată, repet, dacă oamenii formulează cereri în fața judecătorului, suntem obligați să le soluționăm. Problema este că termenele devin din ce în ce mai lungi. Termenele în care soluționăm cauzele. Totuși, la nivelul judecătoriei Rădăuți, procentul dosarelor soluționate în primul an de la înregistrare a depășit 90%. Deci ne putem mândri și cu un act de justiție care se desfășoară cu celeritate. Celelalte cauze, într-adevăr, sunt mai complexe, se desfășoară un probatoriu mai îndelungat pe o perioadă de un an, doi ani, chiar și trei ani de zile, sunt dosare cu o complexitate mai ridicată. La nivel național, cum ar sta aceeași problemă? Cred că toate instanțele se
confruntă cu această situație. Din păcate, schemele de personal nu pot fi redimensionate anual. Fac obiectul unei analize la nivelul CSM-ului și a Ministerului Justiției. Nu putem umbla la schema de judecători de la o anumită instanță fără să avem toate aprobările forurilor superioare. CSM-ul, care duce politica de personal, și Ministerul Justiției, care este ordonator de credite. Da. Despre... Nu, prima dată v-aș întreba despre refugiați, pentru că aici la Rădăuți, vrând nevrând, avem un centru de primire de solicitanților de azil, are o denumire mai lungă. Ce ne puteți spune și despre ei? Despre problemele. Da, în competența judecătorii Rădăuți intră și soluționarea plângerilor privind cererile de azil, dar în cursul anului 2018, în primele două luni, ianuarie și februarie, s-au înregistrat la nivelul judecătorii Rădăuți doar două astfel de cazuri. Există o scădere semnificativă. Nu mai avem înregistrate plângeri. Situația refugiaților din zonele de conflict, respectiv Siria, este soluționată la nivelul centrului de refugiați și la instanță ajung din ce în ce mai puține plângeri. De altfel, ca și opinie personală, ca și constatare, nu sunt persoane interesate de zona noastră. Nu reprezintă o atracție nici personală, nici turistică pentru refugiați Bucovina. Toată lumea își dorește să ajungă într-o țară europeană, în special în țările dezvoltate, Germania, Anglia, Franța. Iar noi, nefiind în spațiu Schengen, toată lumea dorește să ajungă în apropierea frontierei cu statele membre Schengen, respectiv Ungaria. Da. Și nici acolo nu-i liniște. Da. La noi se cazează temporar, după pleacă peste munți. Știu de la cei de la Poliția de Frontieră, într-adevăr, în ultima perioadă, acești refugiați au venit repartizați de la București, de la Inspectoratul General pentru Imigrări, dar în anii din urmă, sau comparativ cu anii din urmă, s-au observat și la ei, la cei de la frontieră, că pe aici, pe la noi, pe la frontiera ucraineano-română, au cam dispărut acești migranți din moment ce vin de pe partea cealaltă. Da, este vorba de reorientarea fluxurilor de migranți pe un alt traseu. Având în vedere zona de conflict din Siria, apreciez că aceștia se îndreaptă prin Bulgaria spre Ungaria sau spre o altă țară care să le ofere un acces facil în spațiu Schengen. De altfel, zona noastră nu este încă o dată atractivă. Trebuie să treci munții, ori prin zona Vatra Dornei. Este mult mai ușor dacă vii din Ucraina să dorești să intri în România. Ca să ajungi tot în Ungaria este, părerea mea, o pierdere de timp când Ucraina are graniță cu Ungaria și atunci te mai deplasezi 200 de kilometri pe teritoriul statului vecin și ajungi la granița cu spațiu Schengen direct, fără a risca să rămâi blocat pe teritoriul României. Dar aceste trasee folosite de migranți, dar și de călăuze, pentru că trebuie să fim realiști, persoanele respective nu au cunoștințe nici lingvistice, dar nici, să zicem, de geografia locului. Beneficiază de un sprijin. E foarte greu să ajungi în zona de frontieră din nordul României, când din Bulgaria ai ajuns imediat la granița cu Ungaria sau prin Ucraina să ajungi la granița cu Polonia, cu Ungaria. Și mai departe cu Slovacia, acum, da, cu state aia, care sunt, încă o dată, repet, fac parte din spațiul Schengen și poți călători fără niciun alt document de necesar din Ungaria până în Portugalia, dacă ai și noroc, nu te oprește nimeni.
Dacă nu se opresc ei prin Germania, da, sau pornesc mai spre Scandinavia, nu? Da. Da, domnule președinte. Domnule președinte, vom face o scurtă pauză pe motive de publicitate, pentru că așa în televiziune trebuie să fie și publicitate. Revenim imediat. Am revenit în studio, vă reamintesc, suntem la Raport de Evenimente, iar invitatul ediției de astăzi este președintele judecătoriei Rădăuți, magistratul George Ciobăcă. Domnule președinte, pentru partea a doua a emisiunii, a ediției de astăzi, mi-am propus ca să vă întreb despre noul sediu al judecătoriei Rădăuți, care crește, văzând cu ochii, aici în apropierea primăriei rădăuțene. Ce ne puteți spune? Mă bucur că acest sediu se ridică în centrul municipiului Rădăuț. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat persoanelor din imediata vecinătate, inclusiv primăriei municipiului Rădăuț. Sperăm că acest sediu să se ridice într-un termen de 2 ani de zile, de altfel aceasta este perioada stabilită cu constructorul. Suntem totuși dependenți de finanțare, dar sperăm să beneficiem de sprijinul Ministerului Justiției în acest sens. După cum ați văzut, în curtea interioară a primăriei municipiului Rădăuț s-au demolat vechile construcții și deja se pot observa pilonii, structura de rezistență a viitorului sediu al judecătoriei Rădăuț. Este o investiție semnificativă care se ridică la aproximativ 3 milioane de euro. Va reprezenta un simbol al orașului, apreciez eu. Va fi o construcție modernă care va dispune de 3 săli de judecată și o cameră de consiliu. Va fi dotată conform normelor Uniunii Europene, dar va avea și facilități pentru personal și justițiabil, cu un acces facil, cu lifturi, mai multe spații pentru relațiile cu publicul. În prezent, știm cu toții că activitatea în cadrul judecătoriei Rădăuț se desfășoară în condiții care nu pot fi descrise, având în vedere clădirea veche, care nu suportă modificări. De altfel, aș vrea să mulțumesc autorităților locale, primăriei municipiului Rădăuț, care ne-a sprijinit constant în acest proiect, începând cu eliberarea autorizațiilor necesare, dar și pe parcursul construcției, beneficiind de sprijinul domnului primar, dar și a specialiștilor din cadrul Serviciului Urbanism. Domnule președinte, mai spuneți-le câteva cuvinte despre dumneavoastră, sunteți foarte rezervat așa în afirmații și foarte sobru. Mai spuneți-le câteva cuvinte despre noul sediu al judecătoriei, cum va fi, cum va arăta. Lumea e curioasă, vă spun sincer. Noi am mai făcut câte o știre de acolo, dar lumea e curioasă. Îmi pare rău că nu am un proiect ca să-l puteți prezenta, dar sper că îl veți putea obține dumneavoastră de la Curtea de Apel Suceava și îl puteți publica în cotidianul local. Dar eu personal sper că acest sediu să fie recepționat într-un termen încă o dată 2-3 ani de zile, în așa fel încât această lume a justiției să beneficieze de un cadru frumos în care să-și desfășoare activitatea. De altfel, noul sediu va avea un acces facil din Bulevardul Central, partea spre Biserica Sfântul Dumitru. Va beneficia de toate utilitățile unei judecătorii moderne. Apreciez că vom avea la nivelul municipiului Rădăuț cel mai modern sediu din raza Curții de Apel Suceava, dar apreciez că și din Moldova, fiind o construcție foarte frumoasă din punct de vedere arhitectural. Sper să avem și o realizare a constructorului de excepție. Până în prezent, după cum ați observat, lucrurile s-au demarat într-un ritm alert. Am început aceste lucrări, ordinul de începere a fost dat în 4 septembrie
2017 și începând cu jumătatea lunii septembrie am reușit, constructura a reușit să demoleze și să realizeze o parte din fundația acestui sediu. De altfel, în prezent, se pot observa acele structuri de fier foarte mari care reprezintă viitoarea structură de rezistență a sediului. Acesta va avea un demisol unde vom avea mai multe spații destinate arhivei, dar și persoanelor private de libertate cu accesul mașinii de la penitenciarul Botoșan, dar și de la arestul IPJ-ului Suceava. Vom avea la parter o sală de judecată și o cameră de consiliu. În configurația actuală va fi destinată ședințelor de penal. La etajul 1 vom avea două birouri pentru avocați, aceștia având și în prezent o mică cameră în cadrul judecătorii Rădăuți, un spațiu total neadecvat activității avocaților. Cam neîncăpătoare pentru mulți dintre dumneavoastră. Da. La numărul de avocați existent la nivelul judecătorii Rădăuți este un spațiu insuficient. E mai mult un spațiu de păstrare a robelor și a mapelor. Nu. Dar în nou sediu vor fi amenajate două birouri. În sălile de judecată sunt astfel gândite încât să ofere un volum de aer suficient, pentru că în prezent știm care este situația în sălile de judecată de la actualul sediu. Aici avem doar două, acolo vom avea patru. La etajul 2 vor fi două săli de judecată unde își vor desfășura activitatea completele de civil. Vor exista la etajul 2 birourile judecătorilor, la etajul 1 birourile personalului auxiliar. Apreciez că și compartimentarea este una foarte bună. Sperăm încă o dată atât în finanțare cât și în operativitatea constructorului. Să sperăm că va fi așa, cum ziceți dumneavoastră. Da, se va amenaja și un spațiu exterior care, după părerea mea, e un spațiu frumos vis-a-vis de parc. Din păcate, mă recunosc că nu vor exista locuri de parcare. Din păcate, zona respectivă nu permite amenajarea unei parcări. Suntem delimitați de străzi și de curtea interioară a primăriei municipiului Rădăuți. Țin minte că aici în studio, când ați fost dumneavoastră la o altă ediție în urmă, unul dintre proiectele dumneavoastră era și se lega cumva și de amenajarea curții interioare de la actuala judecătorie. Acolo ce se întâmplă? Ce ne puteți spune? Știu pentru că tot dumneavoastră intenționați la vremea de atunci, spuneați că intenționați să se schimbe lucrurile și acolo. Am reușit în cursul anului 2017 cu sprijinul Ministerului Justiției să predăm această parcelă de teren cu destinația curtea interioară către primăria municipiului Rădăuți. Prin hotărâre de guvern s-a realizat acest transfer. În prezent, terenul este în patrimoniul municipalității, urmând ca primăria să efectueze lucrări de amenajare a acestei parcări. De altfel, această parcare este folosită de un număr foarte mic de persoane din cadrul judecătoriei Rădăuți. Dar, fiind o parcare ultracentrală și neavând posibilitatea să blocăm sau să limităm accesul, este folosită de toate persoanele care vin în zona respectivă, care doresc să meargă la un notar public, să meargă să apeleze la serviciile unui avocat care are birourile în zonă, dar totodată să nu uităm că la parterul acestui imobil sunt amenajate spații comerciale. Iar, într-adevăr, această curte interioară arată jalnic. Nu a fost amenajată în ultimii 30 de ani. Arată, să zicem așa, în termeni politicoși, ca un drum pietruit. Chiar politicoși. Domnule președinte, vreau să vă întreb.
munca sau programul lui magistrat este de 8 ore, dumneavoastră că mergeți la serviciu stați de la ora X până plus 8? Nu. Norma de 8 ore nu este aplicabilă judecătorului. Nu avem o muncă normată. Apreciez că la volumul de activitate care există la nivelul judecătorii Rădăuți, oricum nu îți poți desfășura activitatea doar în cele 8 ore. În mare parte, studiul este realizat acasă, prin, nu știu, sisteme informatice proprii. Fiecare judecător, având obligația să se documenteze, să se pregătească profesional, motiv pentru care nu putem limita această activitate a magistratului doar la activitatea de birou. Nu, cu siguranță, încărcătura pe judecător în prezent, la nivelul întregii țări, cred că este una foarte mare. Sunt și judecătorii unde această încărcătură este sub media națională, este firesc, dar totuși trebuie să ne raportăm la marea majoritate a magistraților care chiar își sacrifică timpul, dar și viața personală pentru această activitate. Da. De multe ori este ușor să justifici acest volum de muncă prin remunerația pe care o primești sau alte beneficii ale funcției de magistrat. Dar trebuie totuși să fim conștienți că și viața personală și familia joacă un rol important și doar acestea îți pot oferi echilibru de care vorbeam la începutul emisiunii. Suntem aici la frontiera de nord a României, iar eu aș spune că în orice zonă de frontieră, contrabanda reprezintă o problemă. Dacă ar fi din, să zicem, din 10 dosare instrumentate de judecătoria Rădăuți, cam câte din cele 10 ar fi de contrabandă? Nu aș putea prezenta o... M-am întrebat așa. Un procent, da. Oricum, din cadrul curții de apel Suceava, în proporție de 95% din aceste dosare sunt instrumentate de parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți și ajung în competența de soluționare a judecătorii Rădăuți. Este evident, în condițiile în care de la Ulma până la Siret, frontiera de stat este în competența noastră teritorială și faptele care sunt săvârșite în această zonă de frontieră ajung pe masa unui judecător de la judecătoria Rădăuți. Cu excepția celor de la izvoarele Sucevei, sunt foarte puține care ajung, sunt în competența judecătoriei Câmpul Lung moldovenesc. Suntem la frontiera cu un stat care nu este membru Uniunii Europeană, iar diferențele de preț sunt cele care creează premisele acestui fenomen. Niciodată acest fenomen nu va fi redus spre zero. Este imposibil. Atâta timp cât vor exista diferențe semnificative de preț, indiferent de produse. În prezent, această diferență de preț o regăsim în special la produsele accizabile. Alcool, tutun, combustibil. Dar, sincer, dacă mâine în Ucraina ar fi un alt produs foarte, foarte ieftin, nu? Dar care să fie supus unei taxări suplimentare de către statul român, atunci acel bun ar face obiectul infracțiunii de contrabandă. Dar acest fenomen cred că este stăpânit de poliția de frontieră, având în vedere totuși și numărul mare de cauze care ajung pe rolul judecătorii Rădăuți. Ar trebui să ne ridicăm un semn de întrebare atunci când nu am avea asemenea fapte. Da, ați spus elegant. V-aș mai întreba. Ați activat ca ofițer de poliție, ca procuror, da? Judecător, președinte acum al judecătoriei Rădăuți. Poate că în urmă cu 20 de ani, dacă am discutat despre momentul de acum 20 de ani, dumneavoastră v-ați fi putut imagina că va ajunge pe rolul judecătoriei Rădăuți sau în zona noastră și traficul de substanțe interzise. Mă refer la droguri, la prafuri, cum da, se spune. Sincer, având în vedere mobilitatea în
această perioadă când călătorim foarte des în străinătate, este evident că o parte din cetățenii țării noastre își vor însuși și obiceiuri care nu sunt locale sau apucături, cum doriți dumneavoastră să le numiți. Datorită acestui flux de persoane care circulă permanent în străinătate sau care vin la noi în țară, este evident că și aceste obiceiuri ajung în România. Totuși, trebuie să observăm că în zona municipiului Rădăuț acest fenomen este foarte redus. Au existat anumite evenimente cu un anumit impact social pe această linie. Sunt de notorietate activitățile DICOT, cât și ale Poliției Române pentru combaterea acestui fenomen și în zona municipiului Rădăuți, unde au fost destructurate grupări. Dar apreciez că copiii noștri, tinerii din ziua de azi, încă nu sunt supuși acestor tentații în zona municipiului Rădăuți. Poate călătorind în străinătate cu părinții sau mergând în centre universitare, există un alt anturaj, o altă atmosferă, să zicem, care poate să împingă un tânăr spre această lume, să zicem, iluzorie, dar periculoasă, plină de tenebre a consumului de droguri. Cu ochii și cu experiența magistratului, o părere despre infracționalitatea juvenilă, despre tinerii ăștia care ne surprind pe zi ce trece prin ceea ce fac, nu lucruri bune. Ce ați spune dumneavoastră, domnule președinte? Personal, cred că acest fenomen este redus la nivelul zonei noastre. Încă ne bucurăm de un spirit conservator în creșterea și educarea copiilor. Lucru care se reflectă și în activitatea infracțională a tinerilor. Să știți că e greu de explicat unui tânăr consecințele faptelor sale atunci când ajunge în fața unui judecător. În privința tinerilor, cred că de esență este activitatea de prevenție sub forma unor povești, a unor explicații care trebuie să vină din partea familiei, profesorilor, chiar și a prietenilor. Dar în continuare constat cu bucurie că la nivelul municipiului Rădăuț nu ne confruntăm cu un fenomen infracțional în rândul tinerilor care să ne îngrijoreze. Există acest teribilism care este specific vârstei. Îl putem constata și în trafic cu cei care au depășit vârsta de 18 ani și beneficiază de un carnet de conducere și de o mașină cu mulți cai putere. Și cu volan pe dreapta. Dar momentan sunt limitate la astfel de acte de teribilism, din păcate cu consecințe cele mai multe ori grave pentru conducători auto sau participanții la trafic. Dar trebuie să recunoaștem că în ultimii 25 de ani nici nu am dezvoltat o altă autostradă între, nu știu, Vicov și Suceava sau de la Suceava până la Iași. Suntem tributari rețelei de drumuri de acum 30 de ani. Condițiile în care numărul de mașini a crescut exponențial. Știu că multe dintre dosarele care sunt la dumneavoastră acolo sunt și cele legate de evenimentele, de accidentele rutiere. În același timp știm cu toții că județul Suceava este din păcate, un județ fruntaș la nivel național, ceea ce privește, aceste evenimente rutiere grave. Dumneavoastră vă confruntați tot timpul cu așa cum ziceam, cu acest gen de dosare. Care credeți că ar fi motivul? Eu știu, a spus mai înainte, teribilism, tineret, mașini puternice, dar rețeaua de drumuri, în primul rând. Rețeaua de drumuri, da, corect. Rețeaua de drumuri. Să știți că atunci când aceste cauze ajung pe rolul judecătoriei, ne confruntăm cu
o presiune fantastică. Aș vrea să explic doar emoțiile pe care uneori și un magistrat le poate avea în situația în care judecă o cauză, un accident mortal, victime, tineri, copii uneori. E greu să explici unui părinte care și-a pierdut un copil într-un accident de circulație că ești limitat la o pedeapsă, că persoana care este vinovată, uneori chiar și consumator de băuturi alcoolice, poate beneficia de o reducere a pedepsei pentru că își recunoaște fapta. Niciodată ideea de dreptate a unui părinte nu se va întâlni cu ideea de dreptate a magistratului care are dosarul în față. Sunt adevărate tragedii prin care anumite familii trec. Din păcate, nu funcționează puterea exemplului pentru a speria tinerii, pentru a-i conștientiza de pericolul pe care îl reprezintă modul în care sunt conduse în prezent autovehiculele. Chiar și cele cu volan pe dreapta, care trebuie să recunoaștem, reprezintă un pericol public. Dar atâta timp cât legea permite înmatricularea acestora sau circulația pe drumurile publice, fiind înmatriculate în alte state, respectiv Marea Britanie, trebuie să ne supunem legii. Nu putem oferi și măcar o explicație sau o încadrare juridică unei asemenea fapte care să fie pe înțelesul unui părinte care și-a pierdut copilul într-o astfel de tragedie. De aici trebuie să conștientizăm, trebuie să discutăm, trebuie să prezentăm celor mai tineri din familiile noastre riscurile la care se supun. Atunci când nu este obligatoriu să conducă ei autoturismul respectiv, dar să meargă, nu știu, la o petrecere sau într-o altă localitate împreună cu alți tineri. Chiar dacă nu ai consumat tu băuturi alcoolice, tu nu ești la volan. Ești doar în nefericita situația de a sta în dreapta conducătorului auto care a consumat băuturi alcoolice sau care este neatent sau care are o viteză care depășește cu mult limita legală. Nu? De aceea vă spun că de multe ori nu putem să intervenim noi în acest act al prevenției. Aici trebuie să intervină cadrele didactice, poliția română, educația din familie și, în final, statul român prin dezvoltarea unor rețele de drumuri care să fie adaptate numărului de autovehicule din prezent. Vedeți și dumneavoastră, nu există zi fără accident pe ruta Rădăuți-Milișăuți-Suceava. Ori în sistemul informatic, ori pe Facebook, toți citim aceste știri, din păcate, tragice. Da. Pentru că timpul este dușmanul nostru, că așa e să fie, vă adresez ultima întrebare, pentru că ne apropiem de final. Credeți dumneavoastră că rădăuțeanul poate circula sau se poate deplasa în siguranță după lăsarea întunericului, de pe strada Ștefan cel Mare până la ieșirea din municipiu spre Suceava, în condiții de siguranță, poate circula liniștit? Da, cu siguranță în municipiul Rădăuț. De altfel, în fiecare seară mă plimb cu familia tot pe această rută, Ștefan cel Mare până în zona centrală. Ne bucurăm de un climat favorabil dezvoltării familiei în acest oraș. Ne putem plimba, ne putem bucura de copiii noștri. Cred că acest oraș a păstrat farmecul. De altfel, apreciez foarte mult o categorie a fotografilor profesioniști care fac permanent reclamă acestui oraș, dar și zonei Bucovinei în special, și aș putea și enumera câțiva artiști care prin realizările lor fotografice chiar fac o reclamă deosebită acestei zone.
Cred că Rădăuțul Vechi, așa cum este prezentat el în arhiva fotografică pe Facebook, dar și acest oraș nou care se dezvoltă permanent, reprezintă inima Bucovinei. Personal mă mândresc că sunt rădăuțean, că locuiesc în acest oraș. Mi-am și asumat ca împreună cu familia să rămânem, să fim cetățenii acestei cetăți și pot spune că suntem în deplină siguranță. În continuare, cred că evenimentele nefericite sunt doar excepții de la această regulă. Nu poate exista o localitate fără infracționalitate, nu pot fi înlăturate din societate toate aceste, să zicem, elemente infracționale, dar față de restul țării și față de comunitățile din alte state, cred că suntem o comunitate frumoasă. Frumoasă și liniștită. Da, și liniștită. Poate uneori ducem dorul unor activități, să zicem, mai agitate, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-o zonă superbă, chiar în inima Bucovinei, și trebuie să ne mândrim cu acest lucru. Domnule președinte, timpul dușmanul nostru. Eu țin să vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitația pe care v-a făcut-o televiziunea Clomtel și în măsura în care se va putea, veți fi dispus, va fi cum, vă mai așteptăm aici. Vă mulțumesc pentru invitație și asigur cetățenii atât din municipiul Rădăuți cât și din zona de competență a judecătoriei că această instanță este desfășoară activitatea cu profesionalism și va veni întotdeauna în sprijinul justițiabilor. Vă mulțumesc! Atât pentru astăzi. A fost președintele judecătoriei Rădăuți, judecătorul George Ciobâcă. Eu sunt Luigi Bărăgoiu și până data viitoare vă doresc toate cele bune.